Mai multe șoferițe au fost amendate astăzi de către polițiștii rutieri hunedoreni. Însă fiind prima zi de primăvară, punctele de penalizare s-au transformat în mărțișoare. Doamnele și domnișoarele au fost oprite în trafic în principalele orașe din județ, iar oamenii legii le-au urat o primăvară frumoasă, dar și să conducă prudent. Ca în fiecare an, polițiștii rutieri la începutul primăverii organizează activități cu caracter preventiv în trafic. De această dată ne aflăm în municipiul Petroșani, acolo unde polițiștii biroului rutier le-au urat doamnelor și domnișoarelor aflate la volan să aibă parte de o primăvară frumoasă, fără evenimente rutiere. Pe lângă aceste urări, de asemenea, le-au oferit tradiționalul mărțișor și flori, împreună cu recomandări preventive vizând conduita pe care acestea ar trebui să o adopte atunci când se află la volan. Deci, și drăguț. Mulțumesc. Și să vă urăm o primăvară cât mai frumoasă. Mulțumesc. Da? Vă las și dumneavoastră. Da, da. Vai, ce frumoasă. Să frumoasă și să conduceți prin metru și în dragul. Mulțumesc. Și astăzi vă vorbim un mărțișor. Vă dorim o primăvară frumoasă și să conduceți preventiv. Da. Fără evenimente. Cel mai important lucru.